Haideți să fie cu bună dimineața și bine ați revenit pe acest canal. Am adus masă de dimineață porumbeilor, avem și ceva noutăți, după cum v-am spus pe clipul de ieri. Vaua și fiucătoare albă. Alba care este pereche cu bălțatul pe solzat, a văzut că a început să se așa pe cuib. Zilele astea va trebui să ouă și ea. Vom vedea dragonii dacă în continuare vor scoate câte un ou, ori schimb femela, ori dacă nu ieli pe amândoi din volieră. Vom vedea și cu roșii de bun și perechea a doua, dacă masculul nu vrea să-și ia boxă, o să-l schimb. M-ați întrebat dacă mai am jucătorii negri. Da, îi am. Și posibil să aduc în volieră doi pui jucători de la vecinul meu. Fras cu bimoțatul alb și bimoțatul roșu. Dar nu este nimic sigur. Asta s-o spun ca idee pe vlog. Dar v-am spus și mă repet, nu e nimic sigur. Rămâne de văzut. Galbenul, după cum știți, pregătește și adeuat. Să vedem, o să-i las decât câte un ou. Sau nu-i las deloc să scoată. V-am spus că pe vară nu aș vrea să-i mai las. Păi deja începe perioada cu variola și eu nu m-am căsăturat ca în fiecare vară să am pui cu variolă. Că asta e, dacă e zona în care sunt mulți țânțari, n-avem ce face. Da, se pare că germanca și-a scos toate paiele din cuib. Stă pe cărămida goală, să zic așa. Ia uitați, este și fisurat omul ăsta. Va ieși puișorul, dar nu focusează. Alba a strâns ceva paie în cuib, dar v-am spus, pe ea nu o să o lasă mai scoată cu Messi. Va scoate cu cucul pe închis. Aici la căpăcită știți că avem două ouă. Să vedem de data asta ce pui scoate și ca idee. În foiatul ăla alb de acolo cu spatele roșu e din ea. Aici la jucătoria bătrână știți că avem puișorii ăștia. Ăsta va ieși cu ceva roșu în aripi. N-am ce spune, deci chiar scot pui destul de frumoși. Mi-am uitat alb cu jucătoria bătrână. Aici avem vineții. Doi pui. Pe care o să-i păstrez după cum bine știți. Se poate observa că nu sunt vineți deschiși. Chiar ca părinții. Sunt niște vineți mai pe închis. Dar oricum după ce se vor schimba, eu zic că se vor deschide la culoare. Dar până la urmă, mie unul îmi plac și cum sunt ei acum în culoare. Chiar sunt niște pui destul de frumoși. Și observați că în sfârșit mai scos și cu penele albe. N-am mai scos de mult. Să vi le arăt și pe celălalt. Oricum niște pui mega frumoși, n-am ce spune. Să vi mai arăt și pe ăștia doi. Niște pui albastru deschis. Dacă vă mai aduceți voi aminte, știți că din listă am mai avut un pui de genul, numai că era căpăcit pe albastru, să zic așa. Și tot la fel un albastru foarte deschis. Și a revenit și jerpelitul ăsta, are, știți că era bătut de porumbeii vecinului meu.
când s-a dat jos din cuib. Aici avem galbenul. Niște girafe, pot spune, când sunt mici. Au gâtul destul de lung, dar în momentul când încep ei să se schimbe, chiar se fac mega frumoși. Dacă vă mai aduceți aminte de galbenul de anul trecut, pe care l-a dus în vecinul meu și n-a putut să-l învețe. Tot la fel, era un jerpeli, să zic așa. Nu știu, se dezvoltă mai greu ei, galbenii. Și apoi când s-a schimbat, efectiv s-a făcut un mega mascul. Dar știți foarte bine că aveam foarte mulți masculi și nu găseam femeie în galben și am preferat să mai eliberez din volieră. Să filmăm și o eliberare. A început să zboare destul de bine și alba de la prietenul meu. Dar v-am spus, o serie o las pe jos și apoi o pun pe boxă. Da. Cam asta a fost eliberarea. Nu am porumbe să plece la zbor. Am spus-o aproape pe fiecare clip când filmez eliberare. A ieșit și un pui moțat. Ăsta este cel alb complet. Să revenim la subiect. Eu n-am stat de ei să-i învăț să zboare. Că îi puneam frumos la program și făceam zboruri din voiajuri ca lumea, dar știți că nu mă pasionează sporul. Mie unul nu-mi place să mă uit după voiajuri cum rotesc. Prefer să mă uit după jucători. Dar v-am spus, în momentul în care îi face voliera pentru jucători, atunci o să apară și clipul și mechere cu jucători. Dar până atunci mai durează. V-am spus, încă nu știu când o să fac, că e doar în plan. Nu e pe sigur că anul ăsta o fac. Da, deci, dragi colegi, în rest, n-am ce să vă zic. Cam atât și cu acest videoclip. Vă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și până în următorul videoclip, cu v-am fost canalul EDPGion. Eu m-am dus. Ceau!